Canicula restricționează din nou circulația pe drumurile din județ. Anunțul a fost făcut de CNADNR. Mai exact, pe lângă restricțiile instituite luni și marți, respectiv 21-22 august, în intervalul orar 11-20, se vor prelungi restricțiile de circulație cu încă o zi, miercuri 23 august, în același interval orar pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Brăila, Constanța, Ialomița și Călăraș. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben și cod portocaliu, val de căldură în intensificare, caniculă și disconfort termic accentuat.